Dar între timp, atenție mare, în emisiune avem alături de noi un Andrei magic. Mulțumesc. Stai liniștit, Ciurbel, că nu e vorba despre tine. Nu? Nu vreau să zic că nu ești și tu vrăjitor la rândul tău, dar vorbesc despre Andrei Gârjob. Bine ai revenit, Andrei. Moment magie, mulțumesc mult. Bună dimineața, bună. Vă salut cu respect. Ce faci? Care e? Avem noi o magie împreună. Aveți voi treabă? Trăiți. Stăm așa cu picioarele. Rămâinile. Bună. Ce faceți? Bine. Uite, suntem deosebit de curioși să vedem ce faci tu, practic, și ce ne-ai pregătit în emisiunea astăzi. Azi voi expune un secret. Și am început prin a mă expune pe mine, că nu mai am masă în față. Da, te vedem cu totul. Chiar îți vedem și tricoul băgat în pantaloni. Iată, vine încălțat la emisiune. Iată și dovada că până mai ții minte că am venit în pantaloni scurți. Da, acum are pantaloni lungi, exact. Nu mi-am mai uitat cheia acasă. Da, vreau să vorbesc despre o chestie pe care o auzim noi des ca magicieni, dacă nu vă deranjează. Ce? Se spune că... N-ați plătit întreținerea. Da, pe lângă asta. Lumina, se spune, lumina. Apropo. Nu, că folosim mâneci și buzunare. Așa. Care sunt mit, pe care tot noi l-am inventat. Ca să fiți voi atenți la buzunare și mâneci, cât noi facem altceva. Mai acolo mă uit. Nu te uita numai acolo, ca să-mi și iasă numărul. Dar astăzi am pregătit două numere care se bazează pe buzunare. Bun. Okay? Deci v-am zis dinainte unde are loc. Primul număr este cu cei doi băieți. Și cel mai bun număr la final... Ok. Este cu doamna emisiunii. Așa. Ce facem? Andrei, da. Zim stop. Stop. Ok. Ține-o minte, oară și camerei. Ia, a văzut toată lumea bine. S-a văzut și tu. Care e ca? Ah, camera 12. Okay, am e ok că ai văzut și tu, nu? Nu, dar oricum putem e... Să mai vrei să facem și să oprim toate astea? Să le oprim? Nu, mă, că s-a uitat că trebuia nu, să... Nu, adică m-am uitat să vadă camera, nu. Uite-te încolo când... Îmi merge și dacă nu-s la TV. Bine. Bogdan, zim stop. Ok. Stop. Ok, eu e stop, stop. Să mai dau? Mai dau dacă vrei. Stop, hai. Aici? Acolo e. Asta e a lui Bogdan, da, are către cameră. Se uită, se uită la se camera. Vede în cameră. Da. Okay. Gata. Două camere, două cărți, două persoane și acum am să le găsesc pentru Neric. Cartea mai mare, dar nu contează asta, că nu e un concurs. Nu, chiar nu e un concurs. Dar e. Aia e mai frumoasă. Ok, deci a ta e mai mare și a lui e mai frumoasă. Bun, așa, pentru Neric, dacă se pot stinge luminile din platou, glumesc. Nu avem cum să stinge luminile din platou. Nu, i-am plătit. Atunci improvizez. Împart pachetul în două. Și fiecare jumătate merge încât un buzunar. Și acum... De aici buzunarele. De aici buzunarele. Fără să mă uit, pentru Neric, bag mâna în buzunare și cu ajutorul degetelor mele finuțe. Și magice. Și magice. Totodată. Voi găsi doar două cărți. Hai să vedem. Începem cu prima. Cum adică ai băgat pachetele? Da. Una și una. Jumate, jumate. Și eu mă duc cu mâna mea finuță prin buzunar și caut doar două cărți. Asta e o regină, nu? Ia cinci. Uite. Ok. Asta. Un valet de trefl. Asta e al meu, da. Mulțumesc. Valet de treflă? Da. De rău, am mers prima, mai am de găsit una. Da. Tot în buzunarul ăsta. E o carte roșie. Nu. Nu. E în celălalt buzunar. E în celălalt, da. Asta vă zic, de ce am dedus eu cumva în creierul meu că trebuie să fie în celălalt? 5 de treflă, as de caro, rege de inimă roșie. Ok. Da. Când mă lasă puterile în mâini, apelez la gură. Ce faci? Și din valetul tău? Fantastic! Pare regele. Cum am mers primul număr. Bun! Deci vezi cu buzunarul. S-a uitat colega noastră Luca la noi și m-a întrebat cum a făcut? Abar n-am, că și eu am aceeași probleme. Pentru Neric. Pentru Neric a făcut-o. Lili! Pentru Neric. Alt număr cu buzunar, da. Dar cu partea magică a emisiunii. Tu, adică, okay. Fără să influențezi așa ce carte vrei tu? Nu, nu. Pe care vrei tu, Lili? Tu asta, sincer? Nu, pe care vrei. Asta la televizor? E altă carte. Nu. La ce îți dă el. Eu n-am să mă uit pe fața cărții. Dă-mi un autograf. Ce drăguț. Să o vând mai târziu online. Pentru că ultima oară mi-am luat amendă. Da. Foarte bine. Am învățat, vezi? Când mai vin și eu pe la așa. Voi, învăț lucruri. Și acum bine că te-ai uitat, că eu uitam. Da. Deci da. Te-ai uitat la ce uitai? Nu, uitam ce carte. Ce carte e? Dar îți recunoști semnătura? E de la vârsta. N-aveai tu de unde să știi de acasă cum a semnat, ea, sunt sigur. Cartea Lilianei. Nu te uitam, nu mă uit. Promit, numărul ăsta merge și fără camere. A văzut-o țara, da? S-a văzut? Bun. Da. Așa. Am să o fac din pachet, de aici. Să călătorească, să ajungă la mine în buzunar. Ai grijă unde o trimiți. Okay? Fiți atenți. Fără să fac vreo mișcare prea bruscă, uite-o cum urcă, trece vis-a-vis. Ajunge la mine în mână.
Și de aici, în buzunar, o singură carte. De aici. Cartea ta. Mulțumesc tare mult. Mea. Te credem pe cuvânt, no. Andrei, absolut. Magia fantastic. Se bazează pe încredere. Ai avut Regina de Caro. Am făcut miracole mai mari pe bune. Chiar nu... Nu cred. Ai avut Regina de Caro și ai scris pe ea... Alex... Alex. Sau, mă rog, L.S. Da. L.S. și inimioară, da. Nu, nu vă prefaceți. Voi chiar n-ați crezut că e Regina când m-am... Ok. Nu mă simt insultat, nu. Nu. Am să o mai fac o dată. Lili. Da. Vrei să o fac să apară în buzunar tot așa, invizibil sau vizibil? Da. Vizibil. Vizibil. Bravo. Vizibil arată toți așa. Toți vrem să vedem. Ia cum arată vizibil. Așa e vizibil. Urcă. Trece vis-a-vis. Coboară la mine în buzunar. Bravo. O bag în buzunar, stau și când o scot, unii nu mă cred că e ea. E mai tare invizibil. Invizibil e aceeași mișcare. Uite-o. Trece vis-a-vis. Ajunge în partea cealaltă și de aici, în mod evident, în buzunar. Iar dar n-ai cum că bea cum faci, mă, omule? Păi multă muncă. Ultima oară. Lili, poți să faci schimb cu Andrei de locuri? Da. Mi-a plăcut acel înainte, parcă puteați vine și un nu. Stătea bine acolo, e și lumina cea mai bună. Vreau să ai acces la buzunarul meu, pentru că a treia oară o fac atât de greu, încât Lili va băga mâna în buzunar și va scoate cartea, care este încă aici, semnată. Bun. Așa, ia să încă o vedeți aici, da. Semnată. E acolo. Da. Fiți atenți. Ia să vedem. Pachet. Cel mai atent. Tai pachetul. Și acum vine mișcarea. Uite-o. Nu, n-are cum. Deci, în momentul ăsta nu are cum. Am văzut nu are cum în momentul ăsta. Trece vis-a-vis. Cum trece? Așa. Și acum ajungem în buzunar. Lili, da. Bagă mâna în buzunar și spune, nu te grăbi că e ziua mea. Și spune... E ziua ta? Că bagă mâna în buzunar. E el fericit că ziua ta vor atinge. Dacă a ajuns. Doamne, e o carte aici. Câte sunt? Una. Una. Deci a ajuns. Doamne, și doamne, scoate cartea, arată Regina tuturor. Poftim? Cum să nu? Nu e o carte? E o carte, dar nu ți-a ieșit. Ia. Că arată și lor. Doamne, și lor, Regina ei se transformă în valetul de trefl. A luat cartea greșită. Și ce înseamnă asta? Păi ai luat-o tu greșit. Bravo, ei. Ia, stai puțin. Fantastic, revenim. Țin un pic. Bagă, i-am scos. Dacă ai vreo 100 de euro... Bă, da, de unde scoate? Doamne, tot pachetul, Lili, 51 de cărți au ajuns în buzunar, mai puțin una singură care a rămas în mâna stângă, fix cartea. Extraordinar! Thank you! Thank you! Vrei să vezi cum amestec eu cărțile? Da, chiar, știi să faci și așa? Cum adică șurubel știi să faci și așa? Să le... să ai două... Uite cum le-am să ai două bucăți. Încerc să nu mă enervez. Uite, așa aducem bărbații la picioarele. Uite, poate, pentru tine. Și așa ajung bărbații la picioarele mele. Mulțumesc, da? Regii, valeții, toți sunt la picioarele ei. Da. La picioarele reginei. Bun, mă bucur că astăzi am reușit să mă îmbrac la fel ca și Bogdan. Este o reușită. Magician Miu, bravo, foarte frumos. Ai gusturi bune și tu, și tu. Așa, ce vreți să vă mai întrebați? Atât ce proiecte mai aveai asta mai urma să mai spun. Lumina îmi vine mult. Așa. Ce proiecte am? Lucrez la un show care va fi public pentru prima oară în care lumea poate să vină să mă vadă dacă dorește lumea. Dorește lumea la cafea. Dacă dorește lumea la cafea. Seminarul meu în continuare, workshop-ul, s-ar putea să-l mai fac sau nu, habar n-am. Dar vedem detalii pe socials, Andrei Gârjob, pe website andreigârjob.ro sau la voi în emisiune. Andrei Gârjob. Fii atent, că n-o să crezi, Andrei. Mulțumim frumos. Pe aici, a venit așa, pe aici. A trecut așa. Și este chiar la noi în momentul ăsta. Publicitate.